Astăzi e un eveniment deosebit pentru România, pentru parteneriatul român-american. Acest proiect, început cu 2 ani în urmă, începe să prindă contur după faza de inginerie, după drumul lung de pregătiri, de fabricație, în șantierele de la Gigea, Midia, Constanța. Acest proiect, care este integral proiect românesc, realizat cu echipe de specialiști românești, cu români, cu echipamente românești, absolut cu GSP. Am început de câteva zile instalarea conductei subterane, care începe din punctul care îl vedeți în dreapta. Sunt distanța până la plajă, până la contactul cu apa, de 150 de metri și în total avem 1,5 km conductă submarină care se trece pe sub plajă. Urmează, practic, după ce se sapă această sondă, tragerea conductei prin sondă în câteva zile, urmând ca barja Bigfoot 1 să facă încă 120 de km pe fundul mării instalarea de conductă. În luna noiembrie, estimăm, se va instala platforma de producție, jacket și topside-ul, urmând ca undeva în sfârșitul lui decembrie, platforma Uranus intră pe locație pentru foraj. Cu ajutorul Dumnezeu, și să sperăm că ne ajută și vremea și tot ce trebuie, undeva la mijlocul anului următor, primul gaz va intra în sistemul național de transport. Vreau să mulțumesc și să apreciez această ocazie partenerului nostru Black Sea Oil & Gas, cu un mod special domnului Mark Beacon, cu care mă cunosc personal de înainte de a veni grupul Carlyle și a prelua compania Sterling. Ne cunoaștem de pe vremea Sterling, avem foarte mulți ani de că lucrăm împreună. Vreau să-i mulțumesc cu tot sufletul personal și să vă mulțumesc tuturor celor de astăzi participanți. Să sperăm cu succes și vă invităm la mijlocul anului următor la primul gaz pe conductă.